Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi în general instabilă, îndeosebi în cursul zilei, când cerul va prezenta înorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse se vor semna la averse, însoțite și de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri per metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. De vreme instabilă au avut parte azi zălăoanii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei s-a oprit la 26 de grade, iar noaptea sunt anunțate temperaturi de 15 grade. Mâine meteorologii anunță precipitații în cele patru orașe de la noi din județ. În Șimleu, Silvaniei, se anunță o zi cu maxime de până la 27 de grade și o minimă de 16 grade. De vreme asemănătoare vor avea parte și zălăoanii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei se va opri la 27 de grade, iar minima va coborî la 16 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde meteorologii anunță o maximă de 27 de grade și o minimă de 16 grade. Dar haideți să vedem ce ne rezervă vremea și în următoarele zile. Joi vremea se menține pe aceeași linie, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cele minime se vor opri în jurul valorii de 17 grade. Vineri vremea continuă să se mențină instabilă potrivit meteorologilor. La amiază sunt prognozate temperaturi de până la 29 de grade, iar noaptea minimă anunțată este de 19 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. La revedere!